Salutare, oameni buni! Astăzi o să vă propun bilete pentru ziua de sâmbătă, pentru ziua de 20 august. Din Premier League o să merg la Bournemouth cu Arsenal. Bournemouth, o echipă mică, o echipă nou promovată, nu are prea multă forță ofensivă, o echipă foarte modestă, o echipă care de obicei primește goluri destul de ușor, are 1-2, 0-1, 1-2. În campionat a avut un 2-0 cu Aston Villa extrem de surprinzător, apoi a pierdut 0-4 la Manchester City. Arsenal are două victorii în acest campionat și anul trecut a avut în returul campionatului trecut, a avut foarte multe victorii Arsenal. În meciuri directe până în 2019 au jucat când erau și ăștia în Liga 1, ăștia după aceea au mai avut vreo 2 ani în Liga 2, în Championship, cei de la Bournemouth. Arsenal a avut un 1-1, 2-1 Arsenal în cupă, 1-0 Arsenal, deci au fost meciuri cu puține goluri. A fost și un 5-1 Arsenal acasă și un 2-1 Arsenal. Dar de obicei Arsenal a bătut, voi juca 2 solist pe Arsenal la 1-45. Următorul meci voi juca din Bundesliga, Union Berlin cu Leipzig. Union Berlin a avut un parcurs bun, 3-1 cu Hertha în derbiul Berlin. Leipzig a avut două meciuri în acest campionat foarte slăbuțe, adică slăbuțe ca rezultat. Două egaluri doar, un 2-2 și un 1-1 în tur cu Stuttgart, în primul meci cu Stuttgart. A jucat foarte ofensiv. Leipzig trebuie să joace deschis pentru că are o echipă foarte bună, foarte ofensivă. În primele două etape n-au făcut nicio victorie. Mai ales în meciul cu Köln au condus 1-0, au luat roșu în prima repriză. Au fost egalați 1-1, dar cu un om în minus au reușit să dea golul de 2-1 și după aia n-au putut să țină de rezultat. Pe total 9-5 pe poartă, iată, au avut doar 3 pe poartă. Tot Leipzig a fost un pic superior. Köln a marcat niște cornere. Zic, de obicei, Union acasă i-a mai bătut. Cred că se vor da goluri aici și eu zic că nu pierde Leipzig. Eu voi juca X2 și 2 plus pe Leipzig. Asta e pariul meu. Șansă dublă, X2 și peste 1,5 goluri la 1,62. Iar apoi al treilea meci pe biletul 1. O să mă duc tocmai la Monaco și Lens. O să joc pe Monaco. Monaco e o echipă, e o echipă destul de tânără, cu jucători foarte buni, rapizi, care deja au mai crescut un an. Anul trecut au avut un sezon foarte bun, terminând pe locul 3. Acum, cam dezamăgitor, au fost scoși de PSV Eindhoven, eliminați din cursa pentru grupele Champions League. Monaco, echipă bună, solidă, mai ales acasă cu Lens. Lens, ăștia n-au mare lucru. Egal cu Ajaccio, au bătut pe Brest 3-2, dar au primit goluri. Să joc, câștigă oricare din repriză Monaco la 1-3-6. Din aceste 3 cote avem o cotă de 3,19. Asta ar fi primul bilet de sâmbătă. Iar sâmbătă la fel aș mai juca la meciul dintre Dortmund și Werder Bremen. Dortmund clar, echipă foarte bună, chiar dacă a plecat Haaland de la ei, în continuare au mulți tineri acolo de la mijloc în sus. Bellingham, Mukoko, este Royce încă acolo la ei. Sunt o echipă bună acolo ofensivă. Werder Bremen nu putem să spunem că e mare lucru, mare echipă. Are 2-2 și 2-2 cu Stuttgart și cu Wolfsburg. Deci pus meciul cu goluri. Eu Dortmund cred că bate și dă 2 plus. Total gol Dortmund. Dortmund peste 1,5 la 1,35. Apoi încă un meci și Celta cu Real Madrid. Un meci care de obicei s-a lăsat cu spectacol. Duelurile dintre Celta și Real Madrid, 2-1-5-2-3-1, ultimele 3 întâlniri, foarte spectaculoase. Acum Real Madrid îmi pare că a plecat un pic cam greoi acel meci cu Almeria, dar în continuare sunt jucători foarte buni, sunt și câțiva tineri care cred că vor fi introduși mult mai mult în acest sezon, Camavinga. Celta a avut 1-2 și 2-2 cu Espanyol, deci meciul destul de modeste pentru Celta, cred că vor fi peste aici, peste 2,5 la 1. 65. Mai punem un pariu pe meciul dintre Leicester și Southampton. Cred că va fi un meci ofensiv și aici amândouă sunt echipe, mai ales Leicester, e o echipă foarte slabă, foarte permisivă, foarte lasă spații foarte multe în apărare, nu sunt deloc, au foarte mari carențe. Southampton la fel a pierdut meciuri, a făcut 2-2-uri, 1-4 cu toate, cred că vor fi goluri, o să joc peste 1,5 aici, la o cotă mai mică, 1,20. Dar avem așa Dortmund să marcheze peste 1,5, Celta cu Real peste 2,5 în meci, Leicester cu Southampton peste 1,5 în meci. Cota totală este 2,67 acestui al doilea bilet. Astea sunt biletele de sâmbătă. Mersi de atenție. Până data viitoare, baftă la pariuri!